Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o ediție specială. Nimeni și nimic nu poate răsturna rezultatul votului. Este reacția de ultimă oră a primăriției sectorului 1 după renumărarea voturilor. Potrivit unor surse, Daniel Tudorache ar fi adevăratul câștigător. Fostul edil ar fi obținut cu 1000 de voturi mai mult decât Clotilde Armand. În direct cu noi este Victor Ciutacu. Comentăm acest subiect. Victor, bun găsit! Iată, dacă în urmă cu puțin timp ne întrebam oare va face sau nu un pas în spate doamna Clotilde în cazul în care se dovedește că a pierdut alegeri, l-a venit și răspunsul, un răspuns tupeist, spun eu. Nu plec nicăieri, nimeni și nimic nu răstoarnă rezultatul. Cum comentezi? Cu foarte mare tupeu a răspuns doamna Clotilde Armand, dar să știi că a spus și un mare adevăr. Nimeni și nimic nu poate răsturna rezultatele votului. Conform numărătorii făcute de polițiștii judiciari, rezultatele votului sunt în favoarea domnului Tudorache. Deci dacă doamna Armand crede în rezultatele votului, atunci trebuie să părăsească de urgent primăria și să se organizeze din nou alegeri sau, dacă legea o permite, dar mi-e teamă că nu, domnul Tudorache să-și preia mandatul pe care l-a câștigat în mod cinstit, conform numărătorii. Evident că Clotilde Armand nu va face niciun pas în spate, evident că interesele sunt uriașe. N-a venit aici ca să plece, la fel cum n-a venit cu firma Aegis ca să plece de pe autostrada care nu se construiește, ci să încaseze. Deci este cât se poate de evident că o vom găsi tot aici pe doamna Armand. O singură problemă are, sau ar putea fi chiar două. Dacă dosarul penal se soldează cu urmăriri penale, sigur nu la adresa domniei sale, pentru că momentan e foarte greu să probezi că doamna Armand ar fi ordonat organizarea unei fraude electorale. Dar dacă se ajunge la doamna Armand, nu știu cât de repede, și dacă se va declanșa urmărirea penală împotriva domniei sale, mi-e teamă că va trebui să plece fără să fie de acord, dar asta e viața. Pe de altă parte, există și varianta B, în măsura în care se deschide dosar penal pentru trucarea rezultatelor votului, cu sau fără participarea directă a doamnei Armand, nimeni și nimic nu poate opri PSD-ul sau pe oricine altcineva se consideră viciat de prezența doamnei Armand la primăria sectorului 1 să strângă semnături. Există un număr prevăzut de lege, habar n-am în clipa asta câte, și să se organizeze un referendum pentru demiterea doamnei primar. Care să aibă succes sau nu? Victor Ciutacu, mulțumim. Continuăm cu informația de Breaking News. Și iată, doamnelor și domnilor, revenim la colegul nostru, Victor Ciutacu. Se află la primăria sectorului 1, unde înțeleg, Victor, că a ajuns și poliția locală. Ce se întâmplă? Poliția locală subordonată doamnei Armand. Da, au venit în viteză, că exact când ne pregăteam noi de live două mașini, au intrat în parcare, una dintre ele cu girofarele pornite, s-au dat jos toți membrii echipajului, rapid, au urcat în viteză în primăria sectorului 1, au stat undeva, cred că la 10 minute, au ieșit foarte liniștiți, ne-au spus că nu s-a întâmplat nimic grav când ne-am întrebat de ce au venit cu atâta zor și acum, dacă mai simt eu bine cu spatele, să urc în mașini și pleacă. Victor, din câte știm, nu este prima oară când poliția locală ajunge acolo, cum, iată, jurnaliștii dau live de la fața locului. Știm și colegul nostru, Rafael Varga, a fost legitimat de polițiști. Stați că acum apare și o mașină, cred că de la o firmă de pază, Force One, uite, tocmai trece pe lângă noi. Pare că suntem foarte deranjanți și trebuie să mobilizeze toate forțele de ordine de stat sau privat. Noi suntem pașnici. Nu știu, încercăm și noi, să sperăm că poate o prindem pe doamna Clotilde Armand la ultima ieșire din primărie. Dar ne facem și noi iluzii. Dar asta spun, nu este prima oară când poliția ajunge acolo în momentul în care, iată, postul nostru relatează de la fața locului. Să fie trimiși de doamna primar... Genul ăsta e niște că mă simt ca în Romeo și Julieta. E lume pe la balcoane, pe aici, ne face poze. Cum să spun, mai o să ne trimită plăcinte, ca pe vremea când o arestau pe Udrea în Crucea Nopții. Cam așa se întâmplă și acum. Mă rog, stau oamenii, bănuiesc că sunt la slujbă și se plictisesc foarte tare. Da. E bine că totuși, iată, nu te-a legitimat, așa cum s-a mai întâmplat în cazul altor jurnaliști. Da, sunt liber să o facă, sunt liber să mă legitimeze, nu-i oprește absolut nimeni. Da. Revenind la subiectul momentului, Victor, Clotilde Armand spune răspicat că nu pleacă nicăieri, nimeni și nimic nu poate răsturna rezultatul votului. Bun, Clotilde Armand poate să spună orice, dar în momentul în care se va dovedi clar
că este câștigător Daniel Tudorache, așa cum, iată, pe surse sunt 1000 de voturi în favoarea lui. Ce mai poate face, doamna Armand? Păi poate face, Gianina, pentru că, din fericire pentru doamna Armand, legea e în favoarea domniei sale. E făcută foarte prost legea electorală. Uite, turează unul motor în spatele meu. E o viață socială activă aici, la primăria sectorului 1. Deci legislația electorală este făcută foarte prost. Alegerile nu se pot anula decât printr-o hotărâre judecătorească, întrucât doamna Armand a fost validată printr-o hotărâre judecătorească. E, până obții tu hotărârea judecătorească de anularea alegerilor, trece mult și bine, s-ar putea să termine tot mandatul doamnei Armand. De asta e atât de sigură pe domnia sa și spune că nu pleacă sub nicio formă. Da, păi cea mai simplă formă de plecare a doamnei Armand este să se ducă la pușcherie, cum zice dânsa, de eu nu-i doresc treaba asta și sper să n-aibă motive să o facă. Da, păi spune că rezultatul alegerilor a fost validat de 4 instanțe judecătorești chiar. Încă un girofar, dacă ți era dor. Da. Așa, păi da, păi ai spus două cuvinte magice. Rezultatul alegerilor. Dacă e așa cum avem noi informația, rezultatul alegerilor e în favoarea domnului Tudorache, nu în favoarea doamnei Armand. Eu zic să-și editeze postarea în care a scris că rezultatul alegerilor e factorul determinant, pentru că pe rezultatul alegerilor doamna trebuie să plece acasă. Bun, dar uite, și domnul Ciolacu spera ca doamna Armand să facă un pas în spate, e, să-și dea demisia, însă a ieșit doamna Armand. Domnul Ciolacu încă mai are iluzia adolescentine, sau cel puțin joacă foarte bine. Chiar și închipuia cineva că doamna Armand o să dea pe spate când o să vadă rezultatele reale. Dacă și astea sunt rezultatele reale ale votului, o să-și facă bagajelul și o să plece să-și încaseze liniștită banii de la Aegis? Nu, nu se pune problema. Doamna Armand a venit aici ca să stea și are planuri mai mari. Da, și din nefericire pentru noi. Este și foarte vocală doamna Armand, spune chiar cu cât urlă mai tare, obraznică, cu gura mare, ceea ce trebuie. Obraznică, cu gura mare, tipul clasic al politicianului, rezist. Bun, mai mult decât atât, Victor, înțelegem că polițiștii și procurorii de la secția specială ar fi descoperit că există o diferență mare între buletinele de vot existente, dar și că lipsesc foarte multe buletine de vot. Uite, ăsta e un motiv suficient ca să blochezi orice. Deschizi un dosar penal ca să afli cine a luat buletinele de vot, unde le-a depozitat, de ce numărul lor nu coincide cu ăla de pe procesul verbal și așa mai departe. Timp în care mandatul doamnei Armand curge liniștit și, har domnului, mai sunt 3 ani și un pic. Cu un pic de noroc, orice proces declanșezi și pe care nu-l declanșezi mâine dimineață, durează măcar 2-3 anișori. S-a terminat mandatul de succes al doamnei primar. După aia, tot înainte. Bun. Victor, mulțumim. Continuăm.